Să invit alături de mine, aici, pe scenă, o parte din colegii din județul Bacău și nu numai, care sunt prezenți astăzi la mitingul nostru. Invit alături de mine pe scenă pe domnul Constantin Avram, președintele ALDE Bacău. Pe domnul Varujan Vosganian, candidatul nostru pentru Parlamentul European. Invit alături de noi pe Sorin Umbrărescu, candidatul județului Bacău pentru Parlamentul European. De asemenea, domnul ministru Viorel Ilie, fost primar, senator și acum ministru în Parlamentul României. Invit alături de mine pe domnul Gheorghe Popa, Geo Popa, cum ne place nouă să spunem, ministru secretar de stat în Ministerul Culturii și Identității Naționale. De asemenea, alături de noi îl invit pe domnul Toma Viorel, președintele Agenției Naționale de Mediu, băcăuan de-al nostru. Adrian Popescu, vicepreședintele Consiliului Județean. Poate îl facem președinte, cine știe. Vasile Humulescu, secretar general al ALDE Bacău. Invit alături de mine un prieten tare drag, Valentin Vieru, primarul municipiului Moinești. Aș vrea să mă opresc aici pentru că sunt mulți primari alături de noi, sunt mulți consilieri județeni, sunt mulți prieteni dragi, directori de deconcentrate și nu numai, care au ales astăzi să vină aici la Dărmănești să sprijine candidații ALDE la Parlamentul European. Sigur că multe aș putea să spun, multe am să vă spun, dar cred că mai important ar fi să lăsăm candidații să prezinte platformele pe care le-au pregătit, dacă vor ajunge în Parlamentul European, ce vor face din acele poziții ca viața noastră a românilor de rând să fie din ce în ce mai bună. Am să încerc foarte, foarte pe scurt să facem o sinteză a discursurilor politice, da? Invit și ceilalți colegi alături de noi și haideți să începem cuvântul participaților prin, să zic așa, să deschidem cu candidatul nostru de la Bacău, Sorin Umbrărescu. Sorine, te rog frumos. Sunt onorat că sunt astăzi alături împreună cu dumneavoastră în acest oraș minunat și desemnarea mea ca și candidat al Alianței Liberalilor și Democraților Europene, Organizația Bacău, mă onorează și mă obligă în același timp să vă reprezint cu cinste și cu demnitate în această bătălie electorală. Vin ca și reprezentant al întregii comunități băcăoane, de care sunt alături de peste 45 de ani și ale căror atuuri și slăbiciuni le cunosc. De 23 de ani sunt notar public în Bacău, sunt de profesie jurist, iar legea, respectarea și aplicarea ei au fost tot timpul o prioritate pentru mine. Am și voi face întotdeauna, mă voi raporta la lege. Lege care îmi guvernează întreaga mea activitate profesională și legea trebuie să fie acel numitor comun care ne leagă pe toți, noi toți români. Legea trebuie să stea tot timpul la baza luării oricăror decizii, fie că sunt ele din domeniul, din sfera politicului, a executivului și mai ales a justiției. Mă preocupă perfecționarea continuă a legislației și voi face orice pentru ca legislația europeană să fie o legislație coerentă care să apere drepturile și libertățile cetățenești ale tuturor europenilor, dar în primul rând ale românilor. Ne-am născut și suntem români și așa vom trăi toată viața noastră, iar realizările noastre pe care le avem, munca pe care o facem și bucuriile pe care le culegem, nu trebuie să fie numai ale noastre personale, ci trebuie să fie ale întregii noastre familii, o familie numită România. M-au deranjat afirmațiile și atitudinile unor reprezentanți vremelnici ai nației noastre în Parlamentul European,
Dar m-a deranjat la fel de mult și, și atitudinea reprezentanților pe care România și i-a trimis în executivul și în celelalte instituții europene. Trăiesc și cunosc foarte bine ceea ce se întâmplă dincolo de oraș, acolo unde mulți dintre noi știm că este la țară. Mi-am dezvoltat de-a lungul anilor o fermă și micile și marile probleme ale fermierilor sunt numai ocoliniși pe mine și sunt de actualitate. Aderarea la Uniunea Europeană ne-a adus un plus de valoare, astfel că datorită fondurilor pe care le-am atras, datorită subvențiilor pe care le-am primit, agricultura s-a dezvoltat constant. Dar în același timp, noi, cei de la ALDE, europarlamentari pe care îi vom avea în Parlamentul European, trebuie să militeze și să facă tot ce le stă în putință pentru ca subvențiile pe care le primesc, pe care le primim pentru pământurile noastre, să fie la fel cu cele ale francezilor, ale italienilor sau care ale nemților. Trebuie să militeze pentru ca bruna, bălțata sau vaca de carne, vaca de lapte, merinosul, țigaia, Turcana sau Carpatina să primească aceeași subvenție ca vaca olandeză, ca oaia irlandeză sau ca și capra carpatină. Și nu în ultimul rând, trebuie să avem în vedere ca demersurile parlamentarilor noștri să ducă la aceleași costuri pe care să le plătească românii ca și ceilalți europeni pentru toate produsele. Sunt un om de cuvânt și mi-am respectat și îmi voi respecta tot timpul concetățenii. Și în plus de aceasta, îmi doresc foarte mult ca reprezentarea noastră în Parlamentul European să fie o reprezentare pentru toată comunitatea și pentru toată România. Voi face tot ceea ce îmi stă în putință pentru a reprezenta cu cinste și cu demnitate întreaga comunitate băcăoană. Închei și vă mulțumesc încă o dată pentru prezența noastră aici. Mulțumesc, Sorin Umbrărescu. Iată un om care îl cunosc foarte bine și să știți că n-a făcut politică până acum și așa cum a spus și dumnealui, notar public. Ce ne caracterizează pe noi, cei de la ALDE? Punem foarte mult accentul pe profesioniști, pe oameni care știu ce au de făcut, pe oameni care, spunea Umbrărescu, are o fermă. Un om care are direct legătură cu munca pământului, cu agricultura, cu ferma, cu siguranță atunci când va ajunge pe o poziție, fie în statul român, fie în Parlamentul European, va sprijini omul de la țară, omul care se chinuie astăzi, fie cu creșterea animalilor, fie cu munca pământului. Pentru că, e adevărat, din păcate, sunt două unități de măsură acolo în Parlamentul European. Subvențiile pentru noi nu sunt la fel ca subvențiile pe care le primesc alte state. Sorine, personal îți doresc succes și sper ca, așa cum te cunoaștem noi ambițios, dacă vei ajunge în Parlamentul European, să sprijini cu ideile tale, cu forța pe care știm că ai, aceste nevoi pe care țara românească și în special omul de la țară le are. Mult succes și noi toți te sprijinim! Cu ani în urmă, acest prieten al meu aveam un business și cu greu a fost convins să intre în administrația publică. Cu greu, pentru că e multă bătaie de cap aici și mulți sunt cei care ne bagă bețe în roate. A spus da atunci, în 2008, a ajuns primarul municipiului Moinești. După aia a convins de un grup apropiat, a candidat în Parlamentul României, a ajuns senator și astăzi ministru în Guvernul României. Viorel Ilie. Mulțumesc! Mulțumesc, Toma, pentru frumoasa prezentare. Sunt mândru că sunt aici alături de dumneavoastră, alături de candidații noștri, alături de echipa ALDE Bacău. Le mulțumesc încă o dată pentru ceea ce am reușit să facem împreună, dar vă asigur că mai avem multe de făcut, spuneam undeva și într-un slogan de campanie. Că tocmai și-a încheiat o scurtă prezentare candidatul pe care organizația Bacău l-a propus, Sorin Umbrărescu, eu aș vrea să vă spun un lucru. De fapt, trei de toate, ca să știți structura discursului de la început și voi fi foarte scurt. 1.
Avem cei mai buni candidați de pe listă. Fie că vorbim de Sorin Umbrărescu, de Varojan Vosganian, de Norica Nicolai, de Renate Weber, de ceilalți colegi care sunt pe lista ALDE pe care o prezentăm pentru Parlamentul European, eu vă asigur că sunt cei mai buni. De ce sunt cei mai buni? Pentru că o parte dintre ei, care deja sunt europarlamentari, i-ați văzut în activitatea lor de până acum. Nu i-ați auzit niciodată vorbind de rău România. Nu i-ați auzit niciodată, cel puțin vă garantez eu, din câte îi cunosc personal, că n-au pus interesele personale mai presus de interesele României. Eu sunt convins că întreaga echipă care va ajunge în Parlamentul European din partea ALDE va fi în același ton cu ceea ce s-a întâmplat până acum și ceea ce au făcut reprezentanții noștri. Votând acești candidați, ne asigurăm că România va fi bine reprezentată la Bruxelles și în celelalte întâlniri de la Strasbourg sau din alte locuri unde vor fi ele. Avem nevoie de astfel de oameni, avem nevoie de oameni care își iubesc țara și care o vorbesc de bine. Să lăsăm pe alții să ne critique și dacă acele critici sunt constructive, eu sunt sigur că le vom rezolva pe toate. 2. Suntem la guvernare de mai bine de 2 ani împreună cu partenerul de guvernare. În tot acest timp, ALDE și-a susținut cu tărie ideile liberale. Fie că vorbim despre drepturile și libertățile cetățenilor, fie că vorbim despre măsuri economice, ordonanța 114, pilonul 2 de pensii sau alte măsuri, ALDE a susținut aceste demersuri. ALDE a intrat la guvernare cu un scor puțin peste 6%. Astăzi, orice sondaj de opinie, chiar și cele făcute de contracandidații noștri, ne dau cu un scor aproape dublu. Dragi colegi, mai rar se întâmplă ca un partid la guvernare să-și dubleze scorul electoral. Ce ne spune asta? Ne spune că oamenii au apreciat ceea ce am făcut și noi, cei de la guvernare, atunci când poate am luat o măsură nu foarte temeinic fundamentată, am știut să revenim asupra ei și să o corectăm astfel încât aceste măsuri să fie pe măsura așteptărilor dumneavoastră. 3. Și cu asta închei. Am urmărit evoluția acestui partid, așa cum spuneam, sondajele. Dar vă spun un lucru, din întâlnirile și din meetingurile pe care le-am avut în ultima perioadă, ALDE s-a consolidat foarte bine. S-a consolidat la nivel local. Avem organizații puternice, atât în localitățile din județul Bacău, cât și, vă spun, în județele din Moldova. Dacă noi, Bacău, eram, și sper ca în continuare să rămânem pe primul loc în Moldova, vă spun că au crescut foarte frumos celelalte organizații din toată țara. Urmăriți poate meetingurile. Ieri domnul președinte Tăricianu a fost la Mehedinț, în zona aia. Ați văzut poate câte persoane au venit și ce primire a avut domnul președinte Tăricianu. Și închei prin a vă spune că avem un lider. Suntem partidul astăzi de pe scena politică românească care are un lider care este nu numai recunoscut în sondaje și în intenția de vot pentru prezidențiale, ci este un lider carismatic, un lider care ne determină pe toți membrii partidului să-l urmăm și să-l sprijinim în demersurile sale. Eu vă asigur că votând candidații ALDE pentru Parlamentul European, România va fi bine reprezentată. Mult succes! Mulțumim, domnule ministru. Dacă cu ceva timp în urmă, la întâlnirile de la Dărmănești, încercam să vă convingem că domnul Viorel Ilie este bun în Parlamentul României și dumneavoastră ați avut încredere în el și în echipa ALDE și ne-a susținut și au ajuns parlamentari și mai apoi ministru în guvern, cred că și de această dată recomandările făcute de echipa ALDE de a susține acești candidați care sunt cei mai buni.
și din punct de vedere calitativ, și din punct de vedere al experienței, cei mai buni. Cred că atunci când suntem în fața urnei, avem o putere extraordinară, de care de cele mai multe ori nu ne dăm seama. Haideți să fim atenți ce votăm, pentru că de votul nostru, a fiecăruia, depinde dacă copiii noștri mai rămân în țară, dacă părinții noștri se întorc, cei care sunt plecați afară, dacă bunicii noștri rămân singuri sau nu. Mulțumesc încă o dată, domnule senator, și vreau să merg mai departe cu discursurile colegilor mei și am să fac o alternanță așa, pentru că noi, Bacău, spuneam că am dat valori în Guvernul României și nu numai. Un prieten care cu ceva timp în urmă nu prea îl interesa politica pentru că era scârbit și acum are un gust amar când vorbim de anumite lucruri care nu s-au realizat în țara asta așa cum și-ar fi dorit domnia sa. Dar a acceptat să intre în echipa noastră și să ne reprezinte cu cinste în Guvernul României. Este vorba de Gheorghe Popa, Geo Popa, cum îi spunem noi, ministru secretar de stat la Ministerul Culturii și Identității Naționale. Te rog, Geo. Dragi prieteni, membrii de partid, dragi susținători, dragi simpatizanți, iubiți români ai acestor meleaguri milenare, ai acestor meleaguri care au văzut cum se face istoria, pentru ca noi astăzi să vorbim liber aici și acum și să vă propunem, iată, oameni vrednici în Parlamentul European care să susțină tot ce este de susținut pentru acest loc, pentru această regiune, pentru județ și pentru România, oameni vrednici care să poată pune mai presus de orice interesul vostru, al fiecăruia dintre voi și al tuturor la un loc. Spuneam că suntem aici pe un teritoriu fabulos. Suntem într-o regiune care vorbește despre sacrificiu. Iar noi suntem astăzi împreună pentru a spune că suntem datori față de cei care și-au adus sacrificiu pentru ca noi astăzi să vorbim liberi. Suntem aici să vă mai spunem că noi suntem datori să aducem în fața națiunii figuri cinstite, curate, care să ne reprezinte cu cinste și curat aici în România și în lumea întreagă. Suntem datori să votăm oameni care odată ajuns în Parlamentul României să știe că cel mai sfânt lucru pe care trebuie să-l facă este să vorbească de bine despre România și despre poporul român. Despre poporul român care are o istorie atât de bogată, care are o istorie atât de profundă, care are oameni pe care ne sprijinim atât de frumos. Și ei, cu frumusețea lor și cu puterea lor, vor duce acolo gândul nostru curat, gândul nostru de bine, încercând și sunt convins că o vor face cu demnitate să facă să dispară ura care s-a așezat în societatea românească, războiul dintre români și români, să dispară pentru totdeauna această vrajbă, iar în locul ei să punem iubirea mai presus de toate, să punem o sârdie, adică munca pentru țară, și să întoarcem înapoi, dacă vreodată am pierdut-o, credința, credința mare că împreună vom putea reuși. Ei bine, dacă cumva am avut în istorie și am pierdut un lucru important, și anume demnitatea, e bine să o căutăm și să o readucem acasă și apoi să mergem cu ea în lumea largă.
să mergem în Parlamentul European și să spunem că România este a românilor, dar că România întreagă cu români cu tot aparțin acestei familii extraordinare a Europei. A Europei care doar unită poate să facă față provocărilor de astăzi. Poate să facă față tuturor încercărilor la care suntem supuși fiecare dintre noi și cu toții la un loc. De aceea, dragi prieteni, votați ALDE, votați pe cei care vi-i propune pentru Parlamentul European, pentru că nu veți greși. Nu veți greși atâta timp cât, iată, avem exemple pertinente. Numai în zilele din urmă, cei care vorbeau de rău România afară au început să vorbească de rău și înăuntru. Până când să stăm în genunchi și să ascultăm aceste vorbe care nu sunt ale noastre, care nu vin din profundul nostru sentiment românesc? Până când să nu încercăm să facem ceva mai mult și să ne adunăm împreună și să așezăm binele și frumos în societatea românească? Să scăpăm de acești indivizi care își denigrează poporul și țara. Au făcut-o în afară, o fac și înăuntru. Manipulează într-un fel în care avem sentimentul la un moment dat că ei au dreptate. Dacă credeți că ei au dreptate, atunci să-i lăsăm așa, pentru că ei au dreptate. Nu, dreptatea lor este minciuna pe care o pun pe masa noastră, în mintea și în conștiința noastră. Pentru că nu-și doresc altceva decât să-și ducă până la capăt interesele personale și mai ales interesele de distrugere a României, acestui spațiu extraordinar care va tăinui, pentru că noi suntem mai puternici și trebuie să dovedim că suntem mai puternici. Sorin Umbrărescu este un bărbat tânăr. Iată cu cine vine în fața voastră partidul Alianța Liberalilor și Democraților. Un om cu cap, un om cu carte, un om cu simtăminte românești profunde. Îl veți vedea acolo și îl veți aprecia pentru tot ce va face pentru voi. Să discut oare de o mare personalitate a culturii românești? Să discut oare, îmi permit astăzi în fața voastră, despre un om cum găsești rar pe pământul românesc, cu cuvântul aplicat, cu dimensiunea românismului în el, până la limitele limitelor, Varujan Vozgarian? Și aici să-i adăugăm pe ceilalți, pe Norica Nicolai, pe Renate Weber, să-i adăugăm pe toți ceilalți de pe lista ALDE, pentru că, dragii mei, aveți ce vota. Noi suntem soluția. Aici găsiți soluția pentru mai binele nostru de aici înainte. Vă spune unul care a riscat mult în 1989, despre care se vorbește fel și chip astăzi, mânjind o pagină a istoriei noastre atât de importantă. Dar va trebui să înțelegem că democrația nu este un lucru ușor. Că democrația se face cu multă râvnă și cu atitudine și cu încredere în noi înșine. Și am să închei prin a vă spune că în anul războiului, când aici, a primului război mondial, când aici se dădeau, aproape de aici se dădeau lupte puternice, la Iași, unde era Parlamentul României, guvernul și regele, Nicolae Iorga își încheia discursul din primul moment al reunirii Parlamentului de la acea vreme cu vorbele: vom fi ceea ce am fost și chiar mai mult decât atât. Așa să ne ajute Dumnezeu prin votul pe care voi îl veți da pentru Alianța Liberalilor și Democraților ALDE. Mulțumesc foarte mult, Geo Popa! Un patriot adevărat, un om care simte și trăiește, un om care de fiecare dată când poporul român lăcrimează, este prezent acolo. Personal vă spun și vă spun sincer că atunci când
când mă simt secătuit de putere, alergând în această neterminată, să zic, țară, vorbesc cu Geo Popa și mă încurajează. Fie în problemele de administrație, fie în problemele de altă natură pe care un primar le are. De fiecare dată mă încurajează și îmi spune că aici este locul nostru, în acest pământ sfânt, și că avem datoria să transmitem aceste informații și acest sentiment de patriotism copiilor noștri. Felicitări, Geo Popa! Haideți să-l mai aplaudăm o dată, pentru că este un om extraordinar. Sigur că noi învățăm multe, cei care suntem mai tineri în politică, deși mie place să spun că sunt tânăr în politică, dar am părul alb. Învățăm multe unii de la alții. Învățăm din exemplele bune, din ceea de la oamenii care au făcut fapte. Și să știți că nu știm mare lucru, nu există o școală de primari sau de miniștri, ci învățând unii de la alții să facem lucrurile bune, avem sentimentul că suntem utili pentru comunitățile noastre. Am să-l invit aici, alături de mine, pe primarul de la municipiul Măinești, Valentin Vieru, un om care chinuie și el mult în comunitatea lui, la fel ca și mine aici, ca să facă ceva pentru Măinești. Te rog, Valentin. Mulțumesc, domnule primar, domnule ministru, domnilor parlamentari, stimați colegi primari, dragi prieteni, iată, vă vorbește și un reprezentant al primarilor din județul Bacău, un reprezentant al primarilor ALDE și nu chiar puțini. Dacă în anii trecuți ALDE nu avea un număr semnificativ de primari, iată astăzi are pe cei aleși, mai are câțiva care au venit alături de noi și astăzi aș vrea să vă adresez un mesaj în numele lor, să vă rog să mergeți la vot, să îi rugați pe toți prietenii voștri, colegii de servici, să aloce 10 minute din timpul lor la lucru, în familie, după amiaza, să îndemne să meargă la vot, pentru că e necesar să trimitem acolo oameni pregătiți, oameni care au o experiență în administrație, în politica națională, așa cum este Varujan Vosganian, încă de după Revoluție, prezent în politica națională, Norica Nicolae, Renate Weber, europarlamentari, care ne-au primit cu drag pe noi atunci când am fost în delegație. Eu, domnul primar și alți primari care sunt alături de noi aici, ne-au ajutat atunci când am avut probleme, dar avem nevoie de ajutorul lor în continuare. Pentru că nu putem dezvolta o comunitate dacă nu vom accesa fonduri europene. Aceasta este baza noastră cea mai mare în mandatul acesta, în mandatele ce urmează, să atragem fonduri europene. Fără acești bani europeni nu vom putea dezvolta comunitățile locale. De aceea insist, dumneavoastră sunteți aici o parte din cei care sunteți formatori, purtătorii de mesaje al oamenilor politici de la nivel național, de la nivel local, al primarilor, care trebuie să lămurească cetățenii că e bine ca Partidul Alianța Liberalilor și Democraților să fie reprezentat la Bruxelles, să fie reprezentat de acești oameni, de Sorin Umbrărescu, cel din reprezentantul județului Bacău, care v-a spus cine este, v-a spus ce vrea să facă și sunt sigur că dacă va ajunge acolo, va face ceea ce a spus și va fi alături de noi primarii și dacă e alături de primari, e alături de dumneavoastră cei care ne reprezentați. Eu vă mulțumesc că ați răspuns astăzi prezent, dar v-aș ruga să răspundeți prezent și la încheierea acestei campanii electorale peste 2 săptămâni, când la Moinești va avea loc un meeting electoral, un meeting ce se va desfășura la scena din Parcul Băii, începând cu ora 17, dar mai important va fi să mergem pe stradă, să stăm de vorbă cu oamenii într-un număr cât mai mare, să vadă că ALDE are forță în județul Bacău, are forță în orașele reprezentate de primare ALDE și numai așa vom demonstra că ne merităm locul atât la nivel național, în guvern, în parlament, dar și la Bruxelles, de acolo de unde vin banii de care avem nevoie. Votați ALDE, votați reprezentanții noștri. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar! Am să mai câteva cuvinte am să vă mai spun eu și mă gândeam la o discuție pe care am avut-o mai zilele trecute cu un cetățean de aici, din urbea noastră. M-a întrebat de ce sunt importante pentru noi alegerile europarlamentare. Și mi-a spus sincer că nu e interesat să meargă la vot. După câteva minute de discuții, i-am spus așa. Fiecare comunitate locală are nevoie de bani să poată să facă proiectele pe care
comunitatea, oamenii le cer. De la apă, canalizare, drumuri asfaltate, modernizări de școli și așa mai departe. Statul român la acest moment și autoritatea publică locală nu are atâția bani ca să rezolve din bani locali aceste probleme. Suntem rămași în urmă față de alte comunități din Uniunea Europeană. Și atunci apelăm la aceste resurse care sunt nerambursabile, sunt gratuite. Ce trebuie să facem noi? Să știm, să facem acele proiecte și să avem reprezentanți în Parlamentul European care să sprijine țara asta. Dacă noi avem acolo oameni care ne critică țara, credeți că cineva de altă naționalitate ne va apăra? Niciodată. Cu ceva timp în urmă, 2 luni de zile, cred, am fost într-o vizită la Parlamentul European. Acolo am fost primit de doamna Norica Nicolai. Vreau să vă spun sincer ce am trăit eu intrând în Parlamentul European alături de Norica Nicolai. M-am simțit mândru. Această femeie, această româncă, care este europarlamentar, era respectată de toți colegii ei din Parlamentul European. Toți cei pe lângă care sau cu care ne întâlneam o respectau. De ce? Pentru că este o voce în Parlamentul European, pentru că este o apărătoare a drepturilor și libertăților statului român și a românilor, pentru că este o femeie care știe cum să pună problema acolo. Și m-am simțit mândru și am fost la acel seminar de instruire cum să atragem noi bani europeni în țară. Și m-am mai întâlnit cu un europarlamentar, tot român, tot acolo în Parlamentul European, a cărui nume n-am să-l dau aici, pe care nu-l băga nimeni în seamă. Și am avut așa un sentiment de frustrare. Și am întrebat-o pe Norica Nicolai: domnul nu este tot europarlamentar român? Și mi-a spus sincer: da, este tot europarlamentar român, dar nu-l băga aproape nimeni în seamă. Care este interesul nostru? Să aducem acești bani europeni în comunitățile noastre. Să știți că primarii, indiferent de culoarea politică, se zbat, acei primari normal la cap, se zbat să aducă bani în comunități. Pentru că, repet, n-avem noi local aici resurse suficiente să ne asfaltăm străzile și de aia apelăm la aceste resurse europene. Dar avem nevoie de acești oameni care să ne apere în Parlamentul European. Nu-i tot una să avem noi, fermierii români, subvenții egale cu cei din Germania sau din Olanda sau din Franța. Așa ar trebui să fie, corect. Ca și fermierul român, cel care crește oi la Dărmănești, să aibă aceeași subvenție pe care o ia și neamțul sau olandezul. În realitate nu e așa, noi luăm mai puțin. De asta este nevoie acolo să trimitem acești apărători ai nației române. Nu să trimitem oameni care n-au curajul să deschidă gura sau când o fac, o fac împotriva statului român, împotriva noastră a tuturor. Și mi-e rușine să ascult la televizor oameni europarlamentari români care vorbesc urât de țara noastră. E ca și cum ți-ai huli părinții care te-au născut. De aceea, dragii mei, trebuie să înțelegem că important este să trimitem oameni acolo valoroși, patrioți, oameni care să susțină această țară. Sigur că și eu am făcut aceste proiecte împreună cu echipa de la primărie și rezultatele au început să apară. Ne-am chinuit, n-a fost ușor, ne chinuim în continuare, dar banii europeni sunt indispensabili. Fără acești bani europeni vom bate mulți ani pasul pe loc. Și cei care ați fost prin țările europene ați văzut că sunt înaintea noastră poate cu zeci de ani sau sute de ani. Ce avem de făcut? Rămânem în mocirla în care suntem sau încercăm, promovând oameni de valoare, să ne ridicăm. Vă recomand să susțineți oamenii de valoare și nu tot felul de neaveniți care s-au aciuat în Parlamentul European. Spuneam de echipa ALDE de la Bacău. Să știți că această echipă a crescut și spunea și domnul ministru, încet, încet, de la an la an.
Toate aceste lucruri s-au putut face pentru că am avut și un om care ne-a condus bine. Un om care ne-a strâns în jurul lui și părerea mea ca, eu știu, om tânăr intrat în politică acum vreo 10 ani de zile, nu prea înțelegeam așa foarte bine ce îmi spunea la acea vreme președintele partidului Constantin Avram. Și la început, poate din respect pentru dumnealui, am zis da, cred că are dreptate. Dar pe măsură ce ani au trecut și am început să învăț tainele administrației publice locale, să învăț tainele politicii românești, cu bunele și relele ei, am înțeles că acest om, Constantin Avram, a fost un vizionar, cel puțin pentru mine, și a spus, promovând oameni de calitate, vom putea crește ca echipă. Promovând oameni de calitate, nu ne vom face de râs atunci când vom avea primari, atunci când vom avea parlamentari, atunci când vom avea miniștri sau europarlamentari. Asta este cea mai mare resursă a noastră, oamenii de calitate. În rest, nimic nu contează. Dacă avem oameni de calitate și cu sentimentul de patriotism în ei, cu sentimentul de a face tot ce le stă în putere pentru țară, vom câștiga. Îl invit la microfon pe domnul deputat Constantin Avram, președintele ALDE Bacău. Mulțumesc! După cum arată orașul, se vede că am avut mână bună în iunie 2016 și mă bucură că faptul că am intuit victoria noastră în orașul Dărmănești. Dar să revenim la evenimentul de astăzi și vreau din capul locului să vă salut pe toți la oaltă și în mod deosebit, pe Varujan Vosganian, prietenul și colegul meu de grup parlamentar, liderul grupului parlamentar al Alianței Liberalilor și Democraților din Camera Deputaților. Dragi colegi, astăzi nu cred că este nevoie să vă convingem pe dumneavoastră de necesitatea de a promova oameni de valoare în Parlamentul European. Nu cred că trebuie să vă convingem pe dumneavoastră, care sunteți marea majoritate a dumneavoastră și membri ai partidului, alții sunteți simpatizanți, am văzut toate filialele de pe Valea Muntelui reprezentate aici. Știți foarte bine că partidul nostru a fost un partid al cuvântului dat și cuvântului respectat. Astăzi ați remarcat și nu numai astăzi, și remarcați în toate primăriile conduse de primari ai Alianței Liberalilor și Democraților, schimbări radicale ale comunităților respective, deschiderea spre dezvoltare și faptul că am adoptat acest slogan, cuvânt dat, cuvânt respectat, ne-a permis să mișorăm distanța de la cuvânt, care este materia primă în Parlamentul României, la faptă, care este produsul finit în administrația locală, dragi colegi. Am dovedit așa și în acest fel am reușit să devenim cea mai bine structurată filială din România și sper ca după 26 mai să rămânem pe locul 1 din punct de vedere structural și mai mult decât atât, să luăm cel mai bun scor din România aici, la Bacău. Pentru că putem, dragi colegi, dacă am reușit să facem din 1%, 24%, vom reuși să câștigăm și aceste alegeri. Și trebuie neapărat să răspundem marilor așteptări ale conducerii centrale pentru nivelul nostru de reprezentare al filialei ALDE la nivel central, printr-un ministru, doi secretari de stat, și la nivel local, prin prefect, prin vicepreședinte de Consiliul Județean. E rândul nostru să dovedim unitatea și forța acestei organizații. Și pe 26 sunt convins că dumneavoastră veți face acest lucru. Nu vă spun în detaliu ce trebuie să faceți, poate la urmă, într-un minut, dar vă spun că avem cea mai bună listă construită. Deci avem listă construită cu oameni care au trecut de mult pragul notorietății profesionale, au trecut de mult pragul notorietății administrative prin exercitarea funcțiilor de miniștri, secretari de stat la nivel local.
la nivel central, cât și la nivel local prin consilierii județeni și prin reprezentarea pe care am avut-o. De aceea îndemnați colegii, prietenii, îndemnați oamenii să vină la vot. Cu un cuvânt bun, cu o mână strânsă, cu credință și speranță în Dumnezeu. Chemați oamenii la vot pentru că este extrem de important să trimitem în Parlamentul României oameni care să militeze pentru o Europa unită. Să militeze pentru o Europa nu cu două viteze, ci numai cu una. Să militeze și să pună în practică și să elimine subvențiile diferențiate. Să întărească odată în plus, dacă mai era nevoie, dreptul la libera circulație a cetățenilor români ca și cetățeni europeni. Pentru că noi suntem cetățeni europeni. E adevărat, avem drepturi, dar avem și obligații. Avem și obligații. Dar trebuie să întărim dreptul la liberă circulație prin eliminarea granițelor spațiului Schengen. Și dacă nu vom face lucrul ăsta, atunci înseamnă că nu ne-am făcut datoria. Deci doresc și vă îndemn să mai demonstrăm o dată ce este față de ce a fost filiala ALDE Bacău. Pe 26 mai votați poziția 6 pe buletinul de vot. O să întrebați, e ALDE. Dar ALDE nu înseamnă numai Alianța Liberalilor și Democraților, dragi colegi. ALDE înseamnă lupta europarlamentarilor viitori pentru adevăr, lupta pentru libertate, lupta pentru democrație și, nu în ultimul rând, lupta pentru educație și egalitate în europeană. Mergem la vot, votăm ALDE și luăm scor pentru locul 1 în România ca filială. Doamne ajută tuturor și vă mulțumesc că la ora de prânz ați venit cu toții aici. Vă mulțumesc, Doamne ajută! Mulțumesc, domnule președinte! Văd în ochii dumnealui și în sufletul dumnealui acel foc aprins pe care l-am văzut cu vreo 20 de ani, cred că, în urmă. Curajos, președintele, curajos, domnul Avram, mă rog ca să îl țină Dumnezeu sănătos mulți ani de aici încolo, pentru că așa ne-a convins cu acest spirit pe noi, cei mai tineri, să intrăm în politică. Dacă la început am prezentat pe Sorin Umbrărescu, un om tânăr, cu multă experiență, poate tânăr în politică, care accede spre Parlamentul European, voi închide această sesiune de discursuri cu un om care nu are nevoie de prezentarea mea, un om care a spus mult în politica românească, un om cu foarte multă experiență, pe care partidul l-a nominalizat să candideze pentru europarlamentare, un om de la care noi, cei mai tineri, învățăm foarte mult. Domnul deputat Varujan Vosganian. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat astăzi aici. Vă mărturisesc că am avut de ales între întâlnirea de la Craiova împreună cu Călin Tăricianu și cea de aici. Întâlnirea aceea avea pentru mine o rezonanță cu totul specială, pentru că mama de câte ori năștea și a făcut-o de două ori și a făcut-o bine, mergea la familia ei care era din Craiova și sunt născut la Craiova, dar de la 2-3 luni mama ne aducea la Focșani și pe mine și pe fratele meu. Am crescut în nordul Bornei de Hotar, care separa principatele, am crescut în Moldova, sunt educat în Moldova și i-am spus lui Călin Tăricianu că eu vreau astăzi să vin aici împreună cu dumneavoastră. Și acum am să vă spun și care este al doilea motiv, dincolo de acela că am fost educat într-un spațiu moldovenesc, într-un spațiu cum se cade, într-un spațiu al tradițiilor și al speranței. Am avut un prieten foarte bun, cu care am și fost 4 ani coleg în Senat, Laurențiu Ulici, care a fost și președintele Unii Scriitorilor. Și Laurențiu Ulici mi-a spus să fie atent, Varujan,
la cei cărora le faci bine. Recunoștința e un lucru periculos. Cei care trebuie să-ți fie recunoscători te vor dușmăni, pentru că de fiecare dată când te întâlnesc, or să fie obligat să-ți mulțumească. Eu vreau să-i spun lui Laurențiu Ulici și dumneavoastră că am cu tot alte sentimente. Eu de fiecare dată sunt bucuros că trebuie să-i mulțumesc lui Pito Avram și acestei filiale din Bacău. Am mai spus-o și la întâlnirea pe care am avut-o la Bacău. Noi toți, membrii ALDE, parlamentarii ALDE din țară, trebuie să fim recunoscători acestei organizații, pentru că și datorită ei suntem în Parlament și putem de acolo să ajutăm să întoarcem votul celor care ne-au ales. Așadar, eu sunt recunoscător dumneavoastră pentru faptul că astăzi sunt în Parlamentul României. De asemenea, îi sunt recunoscător lui Pito Avram, care a pomenit de faptul că sunt liderul grupului parlamentar ALDE din Camera Deputaților. Îi sunt recunoscător pentru recomandarea pe care a dat-o din partea filialei Bacău pentru ca eu să ocup această poziție. Și mai sunt recunoscător organizației din Bacău pentru faptul că a susținut candidatura mea în Parlamentul European. Iar și așadar, prezența mea aici este pusă în primul rând sub semnul recunoștinței către toți cei din filiala Bacău și îndrăznesc să duc această recunoștință și dincolo de ziua de 26 mai, pentru că sunt convins că vom avea un motiv în plus să vă fim recunoscători. Vă spun deschis. Eu sunt mândru că sunt român. Nu am niciun complex în fața nimănui. Am fost întrebat zilele trecute de un jurnalist cum explic eu, cum justific apartenența noastră europeană. Și am spus că noi nu avem nimic de justificat în privința asta, pentru că noi aici vorbim după 2000 de ani limba Romei. Noi suntem între puținele popoare care vorbesc această limbă care a fost europeană înainte ca locuitorii continentului să știe că sunt europeni. Și am păstrat această limbă înconjurați de o mare slavă, călcați de popoarele migratoare, stăpâniți de popoarele turanice și am rămas europeni până astăzi. Apartenența noastră europeană nu se discută. Noi am intrat astăzi în Uniunea Europeană, dar noi, pentru Europa, suntem fondatori. Vedeți, dumneavoastră, a fi o națiune presupune conștiință comună, presupune solidaritate, presupune compasiune pentru cel aflat în necaz. Îmi amintesc, în noaptea zilei de 21 decembrie 1989, eram pe strada Eforie într-o cameră în care sângele curgea ca tapetul pe pereți, ne-au legat cu mâinile la spate și ne-au împins într-un coridor în care de o parte și de alta erau oameni care loveau cu bastoanele noi. Și eu mă gândeam, oare ce l-ai fi făcut? Oare cum e posibil ca un om să lovească un alt om pe care nu-l cunoaște și care de fapt nu i-a făcut nimic? Am avut acest sentiment din nou alaltăieri, la Iași. Alaltăieri la Iași era o scenă pe care o socotesc tragică, dincolo de partide. Pentru că încercați să faceți acest efort să vorbiți despre România fără să numiți partide și lideri politici ca să depersonalizați, să înțelegeți miezul lucrurilor. Și miezul aici era așa. Erau niște oameni veniți de la țară care treceau și de o parte și de alta erau alții care îi huiduiau. Și oamenii ăștia erau stânjeniți și surprinși. Ei care nu mai trecuseră prin astfel de situații. Nu ca mine, care am pieptul brăzdat de cicatrice.
politice. Dar nu asta e cel mai rău care s-a întâmplat. Unii dintre cei care huiduiau au început să le arunce cu bani. Au făcut ghemotoc bancnote de un leu și au început să le arunce în față strigându-le hoților. Și unul dintre oamenii aceia s-a plecat, a luat ghemotocul de jos, l-a desfăcut și a plecat cu el. Și ăștia au început să râdă. De ce să râzi? La țară, o pâine costă 80 de bani. Acela era prețul unei pâini. 80 de bani e franzela, dragul meu, știu bine. Există franzelă de 80 de bani. Uite, mergem împreună și cumpărăm o franzelă din asta. În Bacău e 80 de bani, vină la Bacău să o cumpere. Da. Poate că e mai mare pâinea. Însă, simbolic, acela era prețul unei pâini. Iată așadar, omul obișnuit a răspuns cu smerenie unui gest ofensator. De ce trebuie noi românii să facem asta unii cu alții? De ce trebuie unii lideri politici să socotească că oamenii de bună credință sunt cei care sunt cu ei și cei de rea, ceilalți sunt de rea credință? Eu pot să vă spun cu experiența mea de 30 de ani de politic. Doi oameni pot fi la fel de bine intenționați, la fel de bine educați și totuși pot avea opinii diferite. De aceea trebuie să ne respectăm unii pe alții. Nimeni nu moștenește pământul, nimeni nu-i veșnic. Astăzi guvernează unul, mâine guvernează celălalt. Dar cel care guvernează nu poate să ia totul pentru sine și trebuie să știe că într-o bună zi va fi în locul celui pe care îl umilește astăzi. De aceea cred eu că ALDE este un partid cu totul special. Pentru că ALDE este un partid care nu jignește. Este un partid cu oameni cum se cade. Cu oameni care au intrat în politică cu o zestre. Care nu sunt dintre cei care folosesc politica ca un tertip. Prin care șmecherii se o ia înaintea cinstiților și incompetenții înaintea competenței. Călin Tăricianu este un om că, nu doar elegant. Este un om elegant și când se enervează. Este un om cu care eu sunt prieten de 30 de ani. A fi prieten în politică e un lucru rar. Dar noi în ALDE suntem prieteni unii cu alții. Prieteni și colaboratori. Lucrez foarte bine cu Pito Avram. Lucrez foarte bine cu Viorel Ilie. Unul dintre produsele cele mai remarcabile ale politicii românești din ultimii ani. Cu Geo Popa am avut proiecte culturale comune. Cu Viorel Toma, care conduce o agenție de rezonanță europeană. Proiectele noastre, într-un mod simplu spus, sunt trei ca priorități. Unul este exercițiul bugetar. Eu cred că România merită fonduri mai multe. Dragii mei, comunismul nu noi l-am adus în România. Poporul român n-a vrut comunism. În 1946 românii au votat împotriva comunismului. Comunismul l-au adus peste capetele noastre marile puteri care au făcut jocuri peste destinul nostru. Faptul că noi am trăit în comunism, că avem această traumă istorică, este responsabilitatea lor, a țărilor din vest și a Uniunii Sovietice, care astăzi se numește Rusia. Nu așteptăm de la Rusia mare lucru, măcar să ne dea tezaurul înapoi. Dar în ce privește țările din vestul Europei, care pe vremea când pe noi ne jefuia Uniunea Sovietică, se dezvoltau cu planul Marshall de dezvoltare postbelică, există o responsabilitate istorică față de ce ni s-a întâmplat. Pentru că dacă noi nu am fi avut comunism, astăzi eram cel puțin la fel de dezvoltați ca Spania, Portugalia sau Grecia. De aceea, din bugetul european, România trebuie să aibă o astfel de parte care să permită în spiritul coeziunii ca decalajele să scadă față de țările Europei de Vest. Al doilea lucru, trebuie să reconsiderăm imaginea României în Uniunea Europeană. O imagine nedreaptă, o imagine pe care unii nu se sfiesc să o agraveze plecând din România și pe care alții nu se sfiesc să ne arunce în ochi, chiar în țara noastră,
cum s-a întâmplat de urăzi cu primul ministru al Olandei, care ne dădea lecții. România este un stat de drept, România are o putere politică care a fost aleasă prin alegeri libere și corecte, iar toate legile pe care le votăm au girul Curții Constituționale. Așadar, România este un stat de drept. Și câtă vreme Curtea Constituțională dă acest gir, nimeni nu trebuie să conteste aceste lucruri. Numai că primul ministru Olandei a făcut-o ca să răspundă. Gândește el ospitalității președintelui României, pentru că știa că ce spune el e pe placul președintelui României. Și a vrut să răsplătească pe gazdă. Așa cum unii spun, mulțumesc gazdă bună, el s-a gândit că ai mulțumit lui Iohannis, este un mod de a jigni România. Pentru că pentru mulți, a jigni România este o zestră electorală. Pentru ei, a jigni România este un atu. Așa cum noi spunem că suntem mândri că suntem români, pentru ei, jignirea României este o justificare pentru ceea ce fac. Nu vreau să lăudăm România. Cel care jignește România e la fel de vinovat ca și cel care laudă România fără motiv. Vrem ca România să fie cunoscută așa cum este ea. Amestecul ăsta de ortodoxie și latinitate. Pământul ăsta care a fost călcat de copitele cailor și de carele de luptă și de aceea n-a avut timp și tihnă să aibă un gazon, cum e gazonul englezesc, ci numai pajiștile noastre frumoase pe care le vedeți și aici împrejur. Pământul ăsta trebuie respectat așa cum este. El și parlamentarii ALDE au această misiune de onoare, această misiune patriotică. Soldații noștri care au murit pentru țară au apărat pământul de aici din România. Noi trebuie să apărăm pământul României de la Bruxelles. Și trebuie să o facem cu toată demnitatea. Și al treilea lucru, Uniunea Europeană trebuie regândită. Cortina de fier trebuie înlăturată cu toate urmele ei. Încă în Europa sunt unii care controlează și alții care sunt controlați. Unii care dau sfaturi și alții care trebuie să asculte. Trebuie ca Uniunea Europeană să fie o Europa a tuturor țărilor și trebuie ca toate statele să fie egale între ele. Ăsta este mandatul cu care noi plecăm și mandatul pe care îl nobilează voturile dumneavoastră. E angajamentul pe care îl luăm azi la Dărmănești, o să-l luăm zilele următoare la Moinești, l-am luat la Bacău, îl luăm peste tot în țară, unde trebuie să știți că sunt oameni ca dumneavoastră, oameni de calitate și oameni care văd viitorul țării cu încredere. Încrederea, până la urmă, este legământul pe care îl facem noi, cei care votați și noi care asumăm votul dumneavoastră. Încă o dată vă mulțumesc și îmi doresc să am multe alte prilejuri în care să-mi exprim cu bucurie recunoștința față de dumneavoastră. Varujan Vosganian, cred că mai mult de atât nu e nevoie. Cred că împreună, dacă vom ieși la vot, vom reuși ca acești oameni pe care ALDE i-a propus să ajungă în Parlamentul European cu demnitatea care ne este caracteristică nouă și să sprijine fiecare român așa cum au promis. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă dea putere ca atunci când veți ajunge în Parlamentul European să nu uitați de ce ați promis aici în fața dărmăneștenilor, la Moinești, la Iași, la Bacău, la București. Dumnezeu să vă ajute! Mai nou, mai bun, mai drept și pentru tine. Mai sus, mai bun, mai drept. România de mâine cu noi, poate începe cu noi. Îndrăznește mai mult, mai mult. Venit vremea să fii stăpân acum pe viața ta. Trăim departe de minciună, nu uita. Noi îți vom fi mereu alături și împreună tu și eu vom construi acum, aici și acum, o țară pentru noi.
vreme cu noi, îndrăznește mai mult. Mai mult, 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 mai m